Nu, te rog eu frumos, aici este regulă. Înțelegi? Ai platforma satului, nu? Platforma satului, înțelegi? Da. Fiecare comună, fiecare așa, are câte o platformă. Aici este platformă. Domnul primar știe despre... Da, ce am auzit, că e cam arogant primarul ăsta. Bă, așa ne dau mesaje oamenii. A? Înțelegi? De aici că e arogant. Da. Nici nu poți să faci ceva, că el știe pe toate, ci că de la PNL ar fi. Înțelegi? Da, păi majoritatea sunt PNL sau PSD, ceva. Da, da. Și asta este platformă, e legală, atenție. Este o platformă legală. Gunoaile. Dar și mirosul. Cetățenii. Nu, dar și pe acolo cred că ar fi și îngropat, dacă nu mă înșel. Păi da. Pe acolo, pe sus. Da. Noi îl punctăm, îl dăm pe gardă, înțelegi? Ia uite mă, frate, te tai. Dacă vrei, de exemplu, un furtun pentru mașina de spălat sau să faci irigație, găsești niște bidoane, perne, deci dacă, dragii mei, că nu aveți pe acasă, veniți de repede și luați aici la 20 grade. Să puteți grade un pește în ăla unde pătirul apei se devarsă. Uite mă, cât aleargă lumea să strângă peturi ca să le vândă, înțelegi? Și aici sunt gratis. Uite, nu vine nimeni să... Nu vine niciun ecologist. Ca o juguri, dacă vreți. Doză de bere, aluminiu să faceți ceaoane. Așa, ce? Asta e de aia de tuns iarbă, nu vă recomand. Că dați bani degeaba. Și asta e platformă. Da, nu, eu cred că am mai fost și îngropat pe aici, să știi. S-a și exagerat, oamenii care mi-au dat, uite, să văd urme de metrou, înțeleg? Dar e platformă. Cine fi proprietarul terenului? Deci cine e proprietarul terenului? Să-și curățe terenul, că oamenii, uite, aduce state de România, aduce... Asta e de la state de România, din Cioran. Înțelegi? E unul, tot așa, un consilier. State îl cheamă, îți dai seama. State. De 20 de ani ăla n-a făcut nimic, uite. Și-a adus aici ca o giugiugurile. Și vine Alex, Alexandru, a nu, Alexe, și le ia să pună lucerne pe ele. Hai să mergem la primar, să vedem. Deci fii atent, ca să-ți aduci aminte de ce ape, vină cu acea, uite aici. E bine, tati, da. Poate să și vezi când veneai. Nu ai tu cetățean, am canalizare. Vine și citeai aici că s-a făcut producția de la cartofi și chestii de astea. Hai să mergem la primărie. E băgat așa. Băldești? Și gradiște. Gradiște. Băldești și gradiște. Și două. Mă, rampa. Nu e făcut în prezent, înțelegi? Dar poți să și aluce aici. Da, uite, fii atent, aici e dovadă că nu funcționează. Da, fi închisă. Fi închisă. Păi, vină că așa, nu cu partea asta. Nu, am văzut că... Uite, uite la prima. Ia, și aici. Deci, fii atent. Vine un cetățean, da? Și nu știu unde e primărie. Cum se aici e de părere. Nu știu cum arată. Carona, să trăiești. Domnul primar? Cine întreabă? Un coleg de-al meu. Eu întreb. A, dumneavoastră să trăiesc. Să trăiesc, domn primar. Eu nu cum așteam pe domnul. Geana mă numesc. Așa. Putem să stăm de vreo cu dumneavoastră, știi, dacă se poate? Da, da. Așa că. Da. Și... Eu uite ce misie, bă, aici, bă. Nu-mi place pe mine. Ce vrei să-mi arăți acolo? A, vino pe ce mă să vezi. Grupul electrogenic. Bă, poliția ai... locală, cadastru. E da. Rău, ce e? Ce e ăsta? E BDS-ul. Nu-i nimeni. Uite, mă, are șapca polițistul acolo, chipiu. Dă-i seama. Are poliție locală, cadastru. Ce face, mă, poliția asta locală, cadastru? Vreau să sunteți polițist local? Da. Testați tot calculator, aveți certificat Warnings. Sau o hotărâre a 5-5 să stați în baza de date a primăriei? Da. Nu mai vorbim de mască, asta o... Știți să încălcați legea 55? De exemplu, eu am mască, da. Dumneavoastră n-aveți. Da. Dar până intrați dumneavoastră, polițist local, în baza de date a primăriei? Și numai dumneavoastră, n-are nimeni mască în primărie. Domnul secretar,
Sau cine sunteți dumneavoastră? Nu, eu sunt viceprimar. Da. Domnul viceprimar. Da. Se află domnul agent de poliție locală în baza de date a primăriei? Da, sau nu? Deocamdată, ce mințiți? Ce să vă spun? Noi știu, eu știu softul, l-am văzut softul. Uite, ce-ți face? Da. Este cu un referat. Este cu un soft, ce-ați face? Cu un referat. Cunoaște-mi ce să face dacă polițistul local? Păi, bă, uite, poliție. Ce ne-am nevozat, ne registrați ce ne face? Ce spuneți? Deci nu am să vă șucați cu toate referatele. Păi, nu, este de regulă? Da, ne facem un referat? HD 585 spune destul de clar că nimeni nu are acces la instituție, mai ales polițistul local, exact. Pe legea 155. Da. Adică, haideți cu noi să vă arătăm, haideți că avem nevoie de sprijinul poliției locale. Nu ne-a gândit să facă o plângere penală, am nevoie de poliție locală. Haideți! Avem treabă. Ce treabă ai, domnule, dumneavoastră, nu ești plătit pentru asta. Da, deci fii atent, ne sfidează un polițist local. Te și bate, cred că, până la urmă. Cum să bată, mă? Ce? Te ce bate. N-ai văzut, spune. Sare la bătaie acum, polițistul. Nu, noi avem lipsă de personal. Nu știu, dar asta nu... N-aveți treabă cu chestia asta, legea. Legea e legea pentru toată lumea. Sau știți că aveți la concurs, nu vine nimic. Aveți rampă de bunoi? Avem, da. Da, are. Puneți, da? Are. Gata, a venit domnul primar. Gata? Să treci. Domnul primar. Nu aveți reclamație, nu fugi de nimeni, vă trebuie explicații, orice care stă pe, uitați-l, la vreți să vă spui? Păi nu, și cu ea. Nu, părăm. Și așa trebuie. Dacă mă bateți, parcă n-am încredere. Parcă e spama prea mare pentru niște bani. Domnul primar, sunteți un primar transparent? Okay. Sunteți un primar transparent? Da. Haideți stăm de vorbă și cu domnul vice. Da. Domnul vice spune așa? Că aveți o rampă de gunoi. Nu, nu rampă de gunoi. Dar ce? Nu e rampă sau ce? Toată comuna Băleș Gradiște. Ce fel de rampă aveți? Că ziceți că aveți o rampă. Dragii mei, 0749-2090, ne sunați și anunțați când un primar și un vice minte. Domnule, noi vă arătăm că mințiți. Cu ce vă mințim noi doi? Și când aveți rampă de gunoi? Nu. Gunoi depozitat pe teren. Gunoi depozitat pe teren. Pe teren? Terenul e proprietate personală. Nu știm al cui este. Ce poți să-i faci omului să... Domnule, dacă omul duce acolo, eu știu că gunoiul la noi să ia în... Să ia după cei de la Rosal sau cine sunt. Rosal. Are toată lumea contract. Vă supărați pe teren dacă vă anunțăm că aveți o rampă. Toată lumea știe de rampă. Polițistul local are pe competență. Nu mai vorbim că în comisiile al consilierilor așa? Aveți și mediul. Exact. Vreți să vă arătăm cu noi, să vedeți o rampă, ce vă spunem noi, în comuna dumneavoastră? Rampă? Da, și rampă unde să te poți pe noi. Unde este? La ieșire. Așa spun sătenii, că e rampă. Până în stația de epurare pe dreapta. Ce e acolo? După ce ați trecut podul, acolo cu noi, cât vreți. Unde e după stația de epurare? Stația de până. Hai să mergem sus la stația de epurare. Păi, e ceva de stația, să mergem pe asta. Ascultați-mă, mergem la stația de epurare. Haideți să mergem cu mașina. Mergi cu mașina dumneavoastră? Da. Hai să mergi cu mașina, domnul primar. Da, ia polițistul, uite polițistul. Avem nevoie de polițistul. Păi dați să constate personal. Are pe competență, domnule. Să facă proces verbal. Vreau să ne arăți lângă stația de epurare. Vreau să ne arăți să ne însoțească și polițistul local. Aveți răbdare, haideți cu mine, dacă mergeți cu mine. Noi avem nevoie de polițistul local. Polițistul local. Domnule, noi am filmat. Domnul primar, nu. Eu vă înțeleg că am abilitatea, dar vreau să luați și pe polițistul local pentru că are pe competență. Dumneavoastră nu aveți pe competență. Ce n-am? Eu am toată competența. Nu există. Ba da, eu dau competență. Nu dați dumneavoastră sancțiuni. Ba da, interesați-vă să vedeți. Nu dai dumneata, domnule, nu am ciungă în păr. Poți fi dumneavoastră de la PSD sau de unde sunteți, sau PNL sau PSD. Nu aveți competență. Dumneavoastră trebuie să mergeți să-mi arătați acolo. Domnule, vreau să merg și vă solicit în mod expres, în conformitate cu legea 156/2010, să luăm și polițistul local care are pe competență. Dumneavoastră nu aveți pe competență. Păi mergeți cu mine, după aia mergeți cu polițistul. Dar dumneavoastră sunteți împăratul? Nu, sunt primar. Da, avem nevoie de poliție locală. Ce numai are poliția locală? Să vă arătăm cu noi, dar arătăm polițistul. Mergeți cu mine, domnule. Domnul primar. Haideți, domnule, cu mine. Haideți să luăm și polițistul local. Pentru ce să iau? Să constate, să facă procesul verbal. Ce proces verbal? Pentru constatare. Al cui? Dragii mei, așa arătăm primar. Doamna să... Așa va avea grup de nitrogen aici. Păi dacă ar face procesul verbal, trebuie să sancționeze primăria.
Haideți, mergeți, doar mergeți, 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 mergeți cu noi să constatați personal gunoiul? Gunoiul. Mergeți cu noi să constatați personal? Să vă arătăm gunoi? Păi da, dar să mergeți de asta, să sunteți organ constatator. Nu sunteți organ constatator? S-a schimbat legea? Păi nu sunteți polițist local? Sau sunteți paznic? Ca să nu fiți organ constatator. Fugiți de responsabilități? Domnul agent. Ce mă, frate, în țara asta, mă? Poate, în ce țara ați mai văzut, mă, să te răzi efect polițistului că trebuie să vină să constate personal și el fuge? Nu vrea să vină. Nu vrea să... A fugit, s-a dus sus. Fii atunci, că ce mă aburești? Ce te dormi? Domnule, dumneavoastră ești corupt? Domnule, ai filmare? Domnule, ești corupt? Nu sunt, domnule, n-am nimic. Păi, mă, ce folosiți cuvintele astea, mă aburește? Dumneata nu-i aburește, ne vezi cu ciungă în păr. A spus frumos... Avem nevoie de poliție locală, polițistul local trebuie să meargă cu noi acolo. Pentru? Să-i arătăm neregulile. Ce neregulile? Tot trebuie să știe primarul ăsta, trebuie, dragii mei, trebuie să știe un vătaf, un primar care nu are nicio treabă cu noi, își bate joc de voi. Domnule, n-aveți gaze. Și nu-și doar să le bagați gaze acum, de curând. Nu trebuie să-mi spuneți dumneavoastră deci, dacă aveți sau n-aveți. Nu aveți, sunteți în evoluție de 30 de ani, sunteți după revoluție, încă oamenii ăștia nu au gaze. Problemele care sunt aici sunt foarte multe, da? Nu ne-au venit de la cetățeni. Vă trimitem să vedeți că veți lua sancțiuni. Garantat veți lua sancțiuni. Arătați-mi de la cetățeni. Ne-au spus oamenii că sunteți aroganți. A rezultat aroganța. Avem nevoie de polițistul local, ce nu ați înțeles. Legea 155 nu vă implică pe dumneavoastră. Nu aveți atribuțiuni pe legea 155. Dumneavoastră aveți pe HG57. Domnul... Și aveți cu Consiliul. Dumneavoastră sunteți limitate, Geană mă numesc. Foarte, sunteți limitate în decizii. Domnul Geană. Eu am nevoie de polițistul local, ce ați înțeles. Foarte bine. Dați-mi un număr de telefon. Ce număr să dați? L-am văzut, e aici a în fugit. Primărie. Folosește baza de date a primăriei. Da. Umblă pe calculatorul primăriei, încalcă HG5. Știați chestia asta? Păi l-am văzut, l-am filmat. L-am văzut noi, l-am filmat. Pe calculator. Pe calculator. A, pe calculator. Așa. Păi, calculator instituției. N-are voie, domnule, să... Nu știi să faci Word? Pune mâna el pe... Domnul Gear, da. Noi v-am spus că avem o lipsă de personal. Domnule, ce este greu să înțelegeți că am nevoie de poliție locală? Atât. Am nevoie de poliție. Nu am nevoie de dumneavoastră. Mă, feriți, poți poliția aici, problema, nu ceva. Sunt după relații, mă. Și după relații să uită. Sunteți 50 transparent, a spus, da? Domnule, vă dau 100 de întrebări să vedeți când n-ați să vă încurcați. Nu cred. Și vă garantez când n-ați să vă luați sancțiuni. De aici, pe primărie. Primărie, eu mă bărbui? Da. Ce lucrate nu te dar de ce trebuie să ne ajutați? Ce salarii aveți? Nu știu. Tu îți dai seama, primar, nu știe, dragii mei, când este obligat prin lege să spună să afișeze salarii. Domnule, ce salarii aveți dumneavoastră? 3800. Cum să ai 3800? Nu cât e în mână? Spuneți-mi dumneavoastră. Nu cât e în mână? Nu, dar spuneți-mi dumneavoastră. Vreau să văd salariul, că trebuie să fie afișat. Nu, dar spuneți-mi dumneavoastră. Da. Domnule, cât timp credeți că puteți să vă bate joc de cetățeni? În așa fel, uitați, spuneți că aveți 3500. 3500 brut? Nu, dar spuneți-mi dumneavoastră dacă. Păi vă întreb că vreau să nu, dar spuneți-mi dumneavoastră, văd că ați venit, nu-i întrebați de salarii. Domnule, n-aveți salariile afișate, eu vreau să văd salarii, nu le aveți legea, vă obligă. Dumneavoastră veniți și stați o săptămână cu noi aici. Să vedeți cum trebuie. Suntem trei persoane. N-ai vrut să mergi cu mine acolo, să-mi arăți cu noi. Nu aveți pe competență. Deci, dragii mei, nu are pe competență primarul, nu vă mai lăsați cu ciungă în păr. Dacă eu primarul comunii. Toată lumea... Am venit frumos să merg și ne arăt să luăm și pe polițistul local, pentru că are pe competență. Ce e mare lucru? Și nu-l protejează. Dar de ce dacă eu m-am oferit? De ce îl protejează pe polițistul local? Dar nu-l protejez. Dragii mei, îl protejează pe polițistul local. Polițistul local are obligația asupra cetățeanului. Când vine legea 155/2010, spune clar să meargă la fața locului să constate. Ce să constate, domnule? Nu are nicio reclamație deocamdată. Vreau frumos, faceți o reclamație scris. Unde? Aici? Uitați, duceți-vă. Nu, nu, facem într-altă parte. Faceți-o, domnule, faceți o reclamație. Cum să răspundă la un om care vine după stradă cu la sesizarea cetățeanului, polițistul local este obligat să vină să constate persoana. Dumneavoastră nu sunteți în regulă cu primăria asta și vă demonstră faptul că sunteți profesioniști, ați băgat un grup electrogen cu zgomot, l-ați băgat înăuntru, în loc să-l puneți în afară. Niciun grup electrogen nu se pune în casă. Dovadă că nu știți ce înseamnă un grup electrogen. Am grup electrogen de atâtea. Cum să pun grup electrogen în casă? Că l-ați pus în casă.
casă cum are aici. Să pune acolo. Ăsta de aici, grupul ăsta, e retrogen. Asta e. Nu, problema e că dumneavoastră nu țineți cum de instalare și toate astea. Avem nevoie de polițist pe loc. Domnul se montează un grup electrogen. Nu știu. Ia. A fost aroganța primarului. Uitați-vă. Deci nu suntem de specialiști. De ce nu vrea să vină polițistul? Nu știm unde să punem noi electrogen. Nu sunt de specialiști. Nu, dar de ce nu vrea să vină polițistul să-i arătăm gunoaiele? Nu știu. Nu le avem nevoie de polițistul local. Vă spun că toți oamenii din comună sunt plătesc la gunoi, la salubritate. Și de ce nu noi acolo? Nu contestăm chestia nu asta. Nu știu de unde e gunoiul ăla. Știți, haideți să vă spun ce se întâmplă. Dumneavoastră, ca și primărie, ca și UATE, aveți obligația să supravegheați toate aceste zone unde se depozitează... Nu, are prin comisie, mă, prin Consiliul Local, mă. Păi, știi, domnul, mă, știi, dar să nu credeți că noi nu știm, adică nu ne... Oamenii la ajutorul social nu mai sunt... Domnule, indiferent cine are aruncat, dumneavoastră aveți obligația, aveți și polițist local să supravegheze zona și să-l amendeze, să-l sancționeze pe cel care a depozitat gunoi. Înțelegeți? După care trebuie să salubrizați zona dumneavoastră. Ia. Tu nu puteți să intrați cu mașina pe deci, acolo. Deci, am mers cu domnul primar și nu... Să vă bate joc de noi. Nu, nu v-ați scopare cu mașina. Domnul, noi v-am arătat strada și dumneavoastră ne-ați dus în poartă la stația de epurare. A zis domnule la stația de epurare. Păi, v-am arătat strada. Ce eu v-am spus foarte simplu acolo unde sunt și mainele. Au tipul un domeniu privat. Eu o competență în momentul în care un om a dus acolo, eu... Trebuie să mă duc să-l prind, să-l amendez. Nu, s-a anunțat garda din mediu, în primul rând, ca să-l amendeze pe proprietar și să salubrizeze zona. Deci dumneavoastră nu puteți să tolerați așa ceva. Poate să fie privat, ne prea nu-i nimic în grădini ca să rezulte că acolo ar fi privat terenul acela. Nu-i nimic în grădini, e un câmp, noi am crezut că e pășunea OAT-ului. Așa am crezut. Nu-i terenul, v-am arătat imagine. Da, dar tot dumneavoastră... Este acolo teren? Este, e pe localitatea dumneavoastră. Păi, da. Localitate, de atribuțiuni. Da. Așa, da, aveți, dar face parte de UAT? Aveți atribuțiuni acolo. Da. Deci face parte de UAT. Da, cu atribuțiunile lor. Nu înțelegi. Dacă e al dumneavoastră, nu e privat. Domnule, dacă face parte de UAT, nu e privat. E unitate administrativă teritorială, domnule. Nu știi ce înseamnă privat, domnule. Unitate teritorială. Domnule, nu știi ce înseamnă privat. Nu poate să fie privat ce? Al primăriei? Nu, e dat în concesiune. Al unui cetățean. L-ați dat în concesiune. E al unui cetățean pe raza localității lor. Da, da, am înțeles. Am înțeles. Bun, o să solicităm alte instituții. Și de ce l-ați tolerat dacă... Tolerează. Știați, când ne-a spus că știți care-i gunoiul. Da, revedere, numai bine. Da, mă, ce știi ce cunoscut-o fi și... Și știi ce cunoscut-o fi și proprietarul de la terenul cu gunoi? Solicităm poliția română. Da? Da, ia fii atent, uite, fii atent. Dar n-avem mașina. Cu ce să mergem? Mergem cu mașina poliției. Da? Mergem cu mașina poliției. Hai, na. Da. Solicităm. Să constate personal. Păi nu, uite, să-l oblige pe polițistul local. Ah, să-l oblige pe polițistul local? Da, nu are să meargă cu noi. Nu are. Da. Ia să vedem. Dragii mei, folosim și poliția română. Pentru că poliția locală de aici avem nevoie de sprijinul nostru. Nu trebuie să mergeți dumneavoastră cu noi. A, uite, de la mine, nici oran. Fii atent. Bun, ești polițist, nu avem nicio treabă, respectăm hainele statului. Polițistul local de aici ne refuză, deci refuză să aplice legea 155/2000 referitor la poluare. Polițistul este înăuntru, stă pe calculatoarele primăriei și refuză să meargă la fața lui. Ne-am dus cu primarul, nici n-a vrut să meargă acolo, unde are rampă de lansare a gunoiului. În ce zonă? E până la stația de epurare sau ce este pe acolo, unde e un bot, până la stația de epurare să faci un drum în dreapta și ne duce exact la gunoi. Ne-am rugat de domnul poliție local să vină să constate personal. Domnul primar a mers, a zis că... Nu poate să intri cu mașina, că... A băgat un grup electrogen da, în casă. Am văzut, da. Ăsta face focul cu grătar în casă. Acum ce s-a face? A urcat la etaj. A urcat la etaj. A urcat la etaj. Deci, avem nevoie de polițistul local, refuză. Deci, e refuză polițistul local. Nu, a urcat la etaj. Are pe competență. Poliția română nu are competența asta. Nu este. E mare la competență, așa că da. Ce face? Stă aici? Ce vreau să-i ce
A plecat. Păi nu, dar trebuie să sunăm polițistul tău, care de-aia a plecat. Poliția de aici trebuie să știe un lucru. Primarul a plecat, polițistul a plecat, vicele a plecat, n-a mai rămas nimeni. A făcut o zonă. A rămas noi aici. Să se pregătească de la mes, poate primării. Și-a pus maștele așa. Până acum. Uite la mașina, uite la mașina asta, uite acum. Uite acum a venit. Uite. Acum a venit. Acum. Să ne rugăm de polițistul local să vină să constate persoana. Ia bani, dragii mei, și are pe competență. Nu primarul. Auzi că primarul eu dau amenzi. Tu când ai mă tu amenzi? Refuză. Poți să-ți fac plângere penală, stai liniștit. Tovarășul polițist local. De ce nu vreți să mergeți cu noi să constatați persoana, să gunoiul, să luați măsuri? Pentru asta am venit. Păi, vedeți, trebuie să vină poliția ca să dumneavoastră de ce nu vă îndepliniți atribuțiile de serviciu. Ce treabă, domnule? Ce număr de telefon aveți în desenul cetățeanul la numărul de apel? Numărul ăsta care? Deci mințiți. Ca atunci mințiți. Nu aveți. Deci, dragii mei, 0749220090, probabil că ăsta este numărul poliției locale de la Boldeș Gradiș, dar este al meu. Cu ce merge? Cum ajungem acolo? Cu jos, uite-ți. Aveți nu vă dați semne, poliția română nu are nicio treabă cu gunoaiele. E pușcă. Da? Nu, noi venim cu mașina noastră, merge și ne luăm mașina. Du-te și ia mașina, hai. Dumneavoastră? Cu ce mergeți? Du-te-mă și ia mașina. Du-te și ia mașina. N-are mașină omul, cu ce să merg? Noi n-avem decât care. Nu aveți mașină, n-aveți nimic, merge pe jos. Nu știu că mă datorim în polițistul. Nici bicicletă. N-au mașină, mă. N-aveți mașină de serviciu. N-are. Hai, du-te și ia. Păi și dacă aveți o intervenție, cu ce mergeți, domnul? Pe jos. Domnule, ce salarii aveți dumneavoastră? Este public. Da. Cât aveți? 2800. Nu, brutul. A, nu mai știu. Brut 2800. Venim cu mașina și mergem acolo. Haide. Am adus polițistul local prin intervenția poliției române. Pentru că polițistul local din sat a refuzat. Acesta este terenul primăriei sau proprietate privată? Proprietate privată. Proprietate privată. Constatați? Vi se pare că e gunoi aici sau nu e gunoi? Este gunoi, este de bandă. Zile, cetățenii au fost avertizați. Comuna este foarte îmbătrânită. Ce înseamnă îmbătrânită? Îmbătrânită, adică media de vârstă undeva este la 60 de ani. Deci, scuzabil, poate să aducă cetățenii. Nu e vorba, nu e vorba de scuzabil. Domnule, dumneavoastră vedeți că e gunoi? Nu, domnule, o să luăm prima rampa asta la intrare în comună, la intrare dintre cărțile. Ce rampă, domnule? Rampă de gunoi. Când asta? Acum, în anii 2008. Păi noi vorbim de 2021. Am înțeles. Așa. Deci asta este proprietate privată, muncă, da? Da, am dus muncă de lămurie cu cetățenii. Așa. Era la intrare în comună, se vedea urât. I-am convins să nu mai ducă, că aici era terenul, când ploua era terenul mlaștinos. Ajungeau greu cu căruțele, cu vehicule să depoziteze aici. Acum urmează să facem, din ce am înțeles în Consiliul Local, să facă o rampă, să-l strângem pe ăsta, să facă o rampă ecologică pentru așa. Depozitarea gunoiului. Asta cum e aici, dar îl pun pe rampa aia. Nu. Dar gunoi de grajd. Asta e altă treabă. Da, deci aici de numai de plasticuri, totul este la filmat de la cap la coadă. Intră pe competența dumneavoastră? Da, intră. De ce n-ați anunțat garda de mediu până acum? Pentru că le dă amenzi. Favorizați cumva? Nu. Păi, după ce se vede... Informatician, te rog eu frumos, este nu, informatician. Nu, în lipsă de personal. Așa. Domnul secretar aici la pensie... Și mai... dacă dați o formatare la hart, din greșeală? Nu, da. Știm, am făcut școală la... Avem dispoziție pe anumite... Dar dumneavoastră sunteți calificat, vă întreb, ca informatician, vă întreb. Nu. Adică aveți deci, acces, dacă permis vine, de acces... Dacă vine un cetățean... Trebuie servit. Ce să facem dacă n-am venit personal? Și dumneavoastră ca polițist îl serviți. Faci. Venut în dispoziție, nu că vreau eu. A, vă dat dispoziție să intrați în baza de date să-l serviți. În dispoziția primarului, așa. După legii, putem să exercităm și alte atribuții în afară de cele de polițist local. Adică să pătrundeți în baza nu de date? Nu să pătrundem. Nu să pătrundem în baza deci de date. Deci cetățeanul pentru ce vine? Să-i faceți o hârtie în format PDF sau spre în format exemplu, DOC? Nu, spre exemplu, Excel? Un certificat de deces. Ce face polițistul local? Am înțeles.
certificatul de deces, da? Dar acolo nu era vorba de... Deci aveți acces la baza de date dumneavoastră. Deci, păi dacă a intrat acolo în calculator, normal că poate să facă ce vrea. Primarului și sunt ofițer și de stare civilă. În lipsă de... Sunteți ofițer. Da, v-a dat, aveți dispoziție. Da, bineînțeles. Ok, bun, până ne interesează. Da, am înțeles. Adică puteți să localizați pe tarlaua parcelă, vartaua tarlaua parcelă, da? Sancționat cetățeanul, obligat să curețe terenul, pentru că asta ne-a adus aici. Am înțeles. Doamna de la cadastru momentan este. Și ne-a mai adus că comportamentul dumneavoastră a trebuit să vină poliția română ca să veniți. Îmi cer scuze. Pentru că... Trebuie salubrizată și zona, deci nu ne mulțumim numai cu amenzi. Da. Dumneavoastră trebuie să ține totul sub control, după 30 de zile să fie, dacă nu, dumneavoastră anunțați gardă de mediu, nu să venim noi. În afară de numărul ăsta, 0749220890, care este numărul meu, păi dumneavoastră cum vă contactați cetățenii? SMS? Telefonul primarului. Da, sau telefonul meu, cu telefonul. Al știe lumea telefonul dumneavoastră. Domnule, la noi... Dați-l public. 0733-065-172. Deci, dragii mei, sunați la numărul acesta. Sunteți de mult polițiști local aici? Din 2005. În 2005? Da. Ați reușit să-i păcăliți atâta timp? Nu, vă întreb. Nu, domnule. Păi uite, asta, le știați de gunoile astea? Le știam, domnule, dar nu e măsura mea să le... Pentru dumneavoastră există pandemie? Există, da. Păi când am intrat în primărie nu purta nimeni, hai măști, da. Covorașe, dezinfectant. Nu se mai poartă, nu mai e la modă, dar numai pe noi, pe proști, ne bonițează. Legea 55/2020 spune clar. Nu mai vorbi că dumneavoastră trebuia să fii cel care aplica sancțiunea. Am văzut fotografii, în fine, nu mai discutam. Nu știu ce fotografiază dumneavoastră. Ideea e că în afară de aici, mai există, ați văzut și acolo. Da, la intrare acolo, unde e podul. După pod. N-a trecut pe lângă el? Acolo este niște materiale depozitate. Niște materiale depozitate. Mai este materiale depozitate, urmează să... Ce fel de materiale de construcție? Păi o să vă arătăm și cu bidoane și toate astea, că și aici știu materiale de construcție. Cutii, bidoane și astea fac parte din materiale de construcție. Era zona inundabilă, s-a ridicat, dacă ați observat, de la pod încolo, s-a ridicat, s-a făcut un mar ca să... Am înțeles, dar... Să numesc depozitări necontrolate, ceea ce se întâmplă aici sunt depozitări necontrolate. Pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo, fiecare pe unde vrea. Deci în legea 155/2010 aveți pe competențe mediul. Da, am înțeles. Câte amenzi ați dat până acum? Niciuna. 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 Ați dat? Da. Avertizment. La cine? Nu, și amende, chiar și atențiunea. Domnule, vine omul la... Nu, noi pe noi ne interesa sancțiunile, pentru că... Deci la noi nu există firme, să zici că a venit firmă mare și a depozitat. Aici sunt aduse de către oameni. Deci cetățeni, da. Noi ne facem vinovați. Automat. Hai să mergem, că avem treabă. Mulțumesc, deci dumneavoastră ați dat la cunoștință. Gata.